Primele două promovate după finalul sezonului de Liga a doua se știu deja. Polia și Oțelul Galați au asigurat locurile din sezonul următor de Superliga și acum privesc liniștită către celelalte echipe care se luptă pentru celelalte două poziții vacante. Cel mai interesant duel este cu siguranță pentru microbiști, cel dintre Dinamo București și FC Argeș. Ambele vin după sezoane dificile, pline de oscilații și zbucium, iar antrenorul campioanei eșalonului secund a vorbit despre șansele pe care Dinamo le are de a reveni în elită, mai ales după ce Polia și s-a distrat cu gruparea din Ștefan cel Mare în ultima etapă a play-off-ului. Este clar ca de fiecare dată că echipele din Liga a doua pleacă cu șansa a doua, dar, așa cum s-a dovedit de atâtea ori la fotbal, nu există meci dinainte pierdut sau câștigat. Va fi o dispută interesantă, cel puțin între Dinamo și FC Argeș. La start nu se anunță un dezechilibru foarte mare. În cealaltă parte este clar că UTA are un lot mult mai valoros. S-au făcut investiții mari acolo în lotul de jucători. Nu au făcut un campionat strălucit și vor avea și ei suficient de multă presiune, dar cred că echipele din Liga 1 pleacă cu prima șansă, a precizat Leo Grozavu la matinalul GSP Live. Primul meci de baraj pentru menținere promovare se va disputa între Gloria Buzău și UTA Arad, acesta fiind programat pentru duminică 28 mai de la ora 14. O zi mai târziu, de la ora 20, joacă Dinamo București cu FC Argeș.